unii pentru alții. Este o datorie pe care o avem unii față de alții, să ne rugăm unii pentru alții și în mod deosebit pentru cei care trec prin suferință. Știm că ne învață Apostolul Pavel și spune în Corinteni că dacă suferă un mădular, tot trupul suferă. Dacă se bucură un mădular, toate mădularele se bucură. Să ne arătăm în adevăr apartenența în trupul lui Hristos, trebuie să și simțim. Dacă tu nu simți cu fratele sau cu sora ta care este în greutate, în povară, înseamnă că ori nu ești în trup, ori este o problemă și cu tine în trup. Și atunci, e clar că noi dacă simțim și vedem că este o problemă în trupul lui Hristos, trebuie să ne rugăm. Știm că suntem învățați de Apostolul Iacov, un lucru care, din nefericire, unii oarecum au căutat să răstălmăcească lucrurile. Spunea Iacov în capitolul 5, cu versetul 13. Este vreunul în suferință? Să se roage. Este vreunul dintre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii. Cred că ați auzit această învățătură, frați, surori, să nu-L ispitim pe Dumnezeu pentru un lucru pe care pot să-L facă doctorii. Învățătură care, bineînțeles, nu și-are ca temei Scriptura. Ar fi spus Iacov, este vreunul dintre voi bolnav să se ducă la doctor. Dar nu a spus așa. Ce este vreunul dintre voi bolnav să se roage. În adevăr, acum nu generalizăm. Sunt situații când, în adevăr, trebuie să te duci la doctor. Te-ai rupt o mână, vine doctorul și ți-o pune la loc în gips. Dar sunt situații de boală, sunt situații de suferință în trup. Pentru care i-am stat și m-am uitat la Apostolul Pavel. Și spunea la un moment dat, de trei ori m-am rugat lui Dumnezeu să-mi ia țepușul pe care l-am avut în carne și Dumnezeu mi-a răspuns același lucru. Harul meu îți este îndeajuns. Bazat pe această întâmplare pe care avem în Scriptură, primul pas este să ne rugăm lui Dumnezeu, așa cum și spune Iacob. Este vreunul în suferință? Să se roage. În urma rugăciunii, vedem că primim un răspuns din partea lui Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu poate să fie, da, trebuie să mergi pe acolo, sau, momentan, trebuie să rabzi suferința. Pentru că știm foarte bine că Dumnezeu, prin anumite suferințe, fie ne cizelează, fie poate să fie o pedeapsă în urma păcatelor noastre, în urma greșelilor noastre. Dar poate să fie, așa cum am spus, și o cizelare. Domnul Iisus spunea, mlădița care aduce rod, el o curăță și curățarea înseamnă puțină suferință și durere. Ci el o curăță ca să aducă și mai mult rod. E clar că poate să fie și una și alta. Și tot Pavel la Corinteni spunea în 1 Corinteni, în capitolul 2, spunea, nu vreau ca a voastră credință să fie întemeiată pe ce? Pe înțelepciunea oamenilor. Ci pe puterea lui Dumnezeu. Amin. Și puterea lui Dumnezeu se poate manifesta într-un mod deosebit în dreptul ființelor noastre. Și așa cum știți, prima dată când am fost eu personal, pot să vă spun trăirea mea, când a fost prima dată cu operația, așa cum știți, nu m-am îngrijit de nimic. Eu n-am discutat cu niciun doctor. Eu m-am dus că nu mai puteam să respir cum trebuie. Și doctorul, el s-a ocupat de tot. El a sunat la București, el a zis că vreau să te operez. Și am zis, da, cum? Când? Și a zis, nu știu, dar cu tine vreau să termin repede. Și el a sunat la București, el mi-a programat tot. Și, cum bine știți, doctorul mi-a dat și bani. Eu n-am dat niciun leu la niciun doctor. Lucru care, nu știu cât, am auzit lucrul acesta. Când Dumnezeu este cel care hotărăște să ajungi într-un loc, El pregătește toate resursele. Și mi-aduc aminte că chiar s-a predicat din locul acesta și spunea la un moment dat un frate, zicea, când Dumnezeu te trimite, El îți pune la dispoziție toate resursele. Când te duci în socoteala ta, plătești-o din buzunarul tău. Să știți că, în adevăr, așa este. Când Dumnezeu te trimite, El pregătește toate lucrurile. Și nu putem decât să-i dăm slavă Lui. Acum, pot să vă spun că m-am rugat lui Dumnezeu și nu am simțit un îndemn că trebuie să merg pe mâna medicilor. Cum bine știți, am trăit nodul pe plămânul stâng. Dar nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu că El mă întărește. El îmi dă putere.
aștept ca mâna lui Dumnezeu să fie proslăvită în viața mea. Acum, dacă El vrea să mă vindece, voia Lui. Cei trei tineri, când au fost în fața cuptorului, i-au zis, vă închinați? Și au zis, împărate, și dacă Dumnezeu nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Eu n-am primit un răspuns, cum a primit Pavel, să-mi zică, harul meu ți este îndeajuns sau trebuie să te duci pe mâna oamenilor. Și eu aștept din partea lui Dumnezeu. Știu că Dumnezeu poate să-și proslăvească numele într-un chip minunat. Și am văzut pe paginile Sfintelor Scripturi atâtea exemple în care Dumnezeu s-a atins de oameni care nici n-au mai avut șansă de la oameni sau, pe lângă boli incurabile, au fost în suferință poate temporară. Dumnezeu s-a atins de ei și a vindecat. Prin învățătura care se dă de aici în privința acestor lucruri, să știți că a noastră credință poate să fie întărită sau poate să fie dezmembrată. Dacă spune cineva nu-L ispiti pe Dumnezeu pentru multe lucruri pe care poate să le facă doctorii, păi clar că omul, Doamne, lasă-mă lucrurile pe mâna lor. Dar Dumnezeu e cel care poate să lucreze și fără ei. Sunteți de acord cu asta? Ce nu poate să facă Dumnezeu? Dacă Dumnezeu a înviat și morți, dacă Dumnezeu a deschis ochii orbilor, și am auzit nu de mult mărturie unui frate ce am găsit-o pe internet, spunea că pur și simplu a rămas orb de un ochi, pare mi se sfădea unde, nu mai știu sigur, și doctorul i-a zis că nu mai are nicio șansă. Deci, nici nu se pune problema. Și Dumnezeu i-a redat vederea. Fratele Vasile Mozan, la un moment dat, mărturisea de o soră Capi. Spune că ea, fiind la munca gospodăriei, un taur a lovit-o și a scos, pur și simplu, a scos ochiul. Și ea n-a vrut să meargă la doctor. Chiar dacă toți sunt zis, frații, o întâlnă să meargă la doctor. Spunea că ea a avut să rămână tare în credință și a avut o lucrare în care Dumnezeu i-a zis că dacă tu rămâi tare în credința ta, eu îți onorez credința. Și de atunci, zice, nimeni nu i-a mai zis să meargă la doctor. Și cred că într-o săptămână de zile, Dumnezeu a făcut ochiul căzuse, pur și simplu căzuse ochiul. Și în ce Dumnezeu s-a atins de ochiul ei și l-a vindecat. Mare puterea lui Dumnezeu. Dar noi să rămânem tari, încredințați în cuvântul lui Dumnezeu. Și spunea psalmistul în psalmul 39, zicea că mare este bunătatea lui Dumnezeu pentru cei ce se tem de El și o arată celor ce se încred în El. Dacă rămânem tari și neclintiți în credință, că Dumnezeu este acela care poate să facă minuni și să tămăduiască, El este acela care va onora credința noastră. Noi să trăim în ascultare de Dumnezeu. Noi să acceptăm voia lui Dumnezeu în toate lucrurile, că și voia lui Dumnezeu, pe lângă faptul că este sfințirea noastră, este spre binele nostru, este bunătatea, este bună, desăvârșită pentru noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și aș vrea, așa cum am spus, să ne rugăm în această rugăciune pentru frații noștri, pentru surorile noastre care trec prin suferință. Știm că Dumnezeu este acela care poate să-ți proslăvească numele într-un chip minunat. Și am vrea să-L rugăm pe El, Doamne, proslăvește-ți numele. Avem cazuri în mijlocul nostru, cum bine știm, sora noastră Olga. A trecut și trece prin perioade grele. Ca și soț, fratele nostru Avram nu este greu. Cine a trecut prin greutate în familie știe că nu este ușor. Când aproapele tău trece prin suferință. Are și el nevoie de rugăciune ca Dumnezeu să-l întărească. Să ne rugăm pentru fratele Stefan. Și el este cu greutate, cu poverile lui. Dumnezeu să se atingă și de ființa lui. Le aduc și pe tatăl meu, cu stomacul lui, Dumnezeu să se atingă și de stomacul lui. Dumnezeu să se atingă și de ființa mea, și de soția mea. Dumnezeu să-și proslăvească numele în dreptul nostru. Și dacă mai sunt alte cauze, haideți să le aducem înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm într-un gând. Cel este acela care poate să lucreze. Știu că nu este ușoară, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Spunea la un moment dat Solomon Eclesiastul. Adu-ți aminte de făcătorul tău până nu vin zilele cele rele și anii cei grei când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei. Știu că am văzut la dumneavoastră că într-adevăr greutatea bătrâneții apasă asupra trupului. Neputința picioarelor, durerile de fel de fel.
Știu că Dumnezeu este cel care poate să ușureze și să alineze, să aline orice durere. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru frații noștri, surorile noastre care sunt în vârstă și au anumite apăsări asupra trupurilor lor. Dumnezeu poate să-i înfărească, Dumnezeu poate să le aline și să le ușureze greutatea. Haideți să intrăm în această rugăciune, așa cum am amintit, iar în a doua parte îi mulțumim lui Dumnezeu că ia aminte la glasul rugăciunilor noastre. Să ne rugăm pentru